Bun găsit, doamnelor și domnilor, la special B1 sunt Laurențiu Botin. Avem o ediție specială, așa cum îi spune și numele de altfel, în care vom încerca să discutăm despre, fără patimă, despre ceea ce se întâmplă zilele acestea în Biserica Ortodoxă Română. Nu este o emisiune în care vom acuza Biserica Ortodoxă Română. Ea este una din instituțiile statului care se bucură de mare încredere. Presupun că mulți dintre dumneavoastră, cei care vă uitați la această emisiune, aveți frică de Dumnezeu și sunteți persoane care puteți discerne adevărul de minciună. Pentru că în tot acest scandal cu homosexualitatea din biserică au apărut și foarte, foarte multe minciuni. Este adevărat că unele televiziuni s-au urcat pe acest subiect și au încercat să smulgă rating, să facă un spectacol televizat dintr-un subiect care ar putea lovi Biserica Ortodoxă. Nici nu o apărăm în această emisiune, nici nu o acuzăm. Eu am hotărât să fac acest subiect pentru că sunt de părere că la televizor trebuie spus lucrurilor pe nume, fără să ascundem sub preș niște chestii, fără să ne ferim de cuvinte, pentru că, până la urmă, face parte din viața noastră. Și o să vedeți de ce. O să pornim de la scandalurile astea cu homosexualii din Biserica Română, o să pornim cumva de la cel mai nou scandal către cel mai vechi. De ce? Pentru că ceea ce s-a întâmplat cu o persoană cunoscută, fostul preot, căci de astăzi nu mai este preot, el a fost caterisit, Cristian Pomohaci, a intrat în malaxorul acesta al media. Domnia sa este bănuit, atenție, că ar fi gay și că ar fi încercat să racoleze minori pentru a întreține relații sexuale cu aceștia. Povestea are două fațete. Una care privește codul penal. Da? Cetățeanul Cristian Pomohaci, într-un dosar la parchetul general, racolare de minori în vederea întreținirii de relații sexuale. Nu știm nimic despre acel dosar, dar o să vorbim și despre asta în termeni cât se poate de normali. A doua fațetă și cea mai importantă este faptul că acest domn Cristian Pomohaci, preotul Pomohaci, cum îi spun cei care încă mai cred că domnia sa este un sfânt pe pământ, face parte din, poate, unii prelați ai Bisericii Ortodoxe Române care s-au bucurat de-a lungul timpului de o aureolă așa oarecum de sfânt. S-a spus că Pomohaci face minuni. S-a spus că harul lui Dumnezeu lucrează prin dânsul, fiind și un cântăreț de muzică populară care adună la oaltă mii și mii de suflete. Și nu cred că acest scandal n-are cum să afecteze ceea ce se întâmplă vis-a-vis de credința noastră interioară versus biserică. Pentru că, dincolo de legătura noastră directă cu Dumnezeu, întotdeauna preotul a fost cel care ne-a ajutat să găsim calea aceea. Și cred eu că dacă acest scandal suminează măcar 1% din încrederea dumneavoastră în biserică, în prelați și până la urmă în Dumnezeu, atunci este bine cu ajutorul unor oameni cu scaun la cap, că n-am chemat oameni de ăștia extrem de pătimași, să încercăm să discutăm și să spunem pe bune despre ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă Română. Haideți să vă prezint invitații. Este psiholog și mulțumesc pentru prezență, doamna Karen Rosner. Bun găsit, doamna. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă salutăm pe scriitorul Dan Ceacăr. Bun găsit, Ceacăr. Bun, mulțumesc. Florin Condurățeanu, celebrul jurnalist Florin Condurățeanu. Îmi cer scuze. Vă pup pe suflet. Da? Și foarte bine faceți. Și am venit că mie mi se pare tema aleasă de dumneavoastră de o importanță colosală. Și îngăduiți-mi să zic o frază la început pe care se va baza toată vorbirea mea. În colțul ăsta de teribile intersecții de viscole ale istoriei, e o mare performanță a poporului român că și-a păstrat ființa națională.
și-a păstrat ființa națională în teribile cutremure și amenințări și pofte ale unor imperii, pentru că s-a bazat pe două reazeme teribile, Biserica Ortodoxă și limba română. Da. E firesc ca să se încerce de orice prilej în a se diminua fundația asta de sânge, de inimă, care e Biserica Ortodoxă la români, prin orice prilej să facă fisuri. Așa că niște derapaje, noi trebuie să le judecăm ca niște derapaje în orice lucrare și simțire omenească există și vreascuri, dar să păstrăm la adevărata ei statură de istorie și destin Biserica Română. De acord cu dumneavoastră, chiar așa și vreau să discutăm, dar dincolo de asta, trebuie să facem în așa fel încât cei de acasă să înțeleagă că există probleme. Iar pe mine m-a determinat să discut toată această poveste și tot acest scandal. Mai e ceva care m-a determinat. Faptul că Biserica Ortodoxă Română, deși aflată în prin scandal, sex și biserică, reacționează extrem de lent, dacă pot spune așa. Și o să mă explic la un moment dat. Mai am un invitat de introdus în discuție. O să vină, o să ajungă imediat și călugărul Casian Stroie. Mă rog, e pe drum, dar avem și o echipă. Dați voie, deci, să intervin. De ce această aparentă lentoare, că e numai aparentă. Este foarte greu să judeci în două zile un preot sau un episcop. Pentru că, de pildă, un călugăr, când, chiar dacă fuge din mănăstire, a așteptat și asta de 1500 de ani să întâmple. Cum bine spunea domnul Condurățanu, a vorbit așa ca impecabil. Ori, acest preot, în primul rând, trebuia să se explice, să se vadă ce este cu episcop. Nu se poate, cum credem, unul a întârziat de 3 zile la serviciu, gata, îl dă pe patronul sau directorul afară. Aici trebuie o judecată omenească, cu înțelegere, pentru că să vă mai spun un lucru. Acum 30 de ani aș fi judecat și eu ca dumneavoastră. Acest fost preot și-a făcut și un renume în Canalia de Popor, cum zicea Petrețuțe. L-am întrebat când aveam 19 ani, auzisem și eu cuvântul elitist. Domnule profesor, sunteți elitist? Cum pot eu, mă, să fiu elitist când sunt atât de legat de Canalia asta de popor român și-l iubesc? Or, dacă să spunem ierarhul locului, că într-adevăr un preot nu poate fi saltimbanc, Ar fi spus, părinte, numai când nu mai apar la televizor, sărea mulțimea care e. Și aici o să vă dau un contraexemplu. Există în București un preot, încă tânăr, părintele Gabriel Cățe. Acesta a fost un tenor al operei române, un interpret, nu de Haile Lițondeal la vie ce cântă pomoca acesta, un interpret de bel canto. Că una e să cânti Nessun Dorma sau Una Lacrima Furtivă și alta este ce cântă fostul preot. Deci, iată că avem oricând o contrapondere. Însă, de ce pe grabă? O judecată nu se face pe grabă, pentru că biserica este sediul dragostei, al înțelegerii. Asta, nu că ar fi vreo protecție. Biserica nu poate fi obligată, nu este să răspundă ca un ziar sau ca o agenție de știri. Judecata unui episcop, de pildă, nu poate fi judecat de sinod, decât de sinod, întâi de sinodul mitropolitan, cum a fost cazul episcopului de Huș, apoi va fi de sinodul general, de sinodul întregii biserici, pentru că
fiecare episcop este în eparhia sa suveran și pe întreg teritoriul Bisericii Ortodoxe Române al țării este sinodul. Dar, cu tot respectul, am mai auzit teoria asta. Păi nu e o teorie, e o realitate. Mi-a spus în direct Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, că stai să vezi că sinodul, că se împlinește sinodul până atunci. Păi sigur că trebuie, bun, și ce vreți, una, două, gata. Dar nu vreau nimic, de ce a sărit așa la mine? Chiar nu vreau absolut nimic. Nu sar, pentru că reacția noastră e de ziaristă, repede să se facă. Asta are o anumită durată. Nu poți... Dar chiar eu pun întrebări, nu este reacția mea, nu am afirmat, eu am întrebat de ce. Haideți să vă mai spun ceva. Numai marele istoric bisericist, care este Părintele Păcuraru, Părintele Academician, ne-ar putea răspunde la întrebarea dacă a fost catericit până în ziua de azi un episcop, cum va fi ăsta de la Huș. Gândiți-vă că Mitropolitul Visarion Puiu, condamnat la moarte în 1945, în contumacie, de Tribunalul Poporului, n-a fost catericit de sinod. Adică sinodul a rezistat stăpânirii comunizante, că încă nu era una comunistă, mai era regele Pătron în 45 și în anii următori, și nu l-a catericit pe arhiepiscopul Visarion Puiu, că a rămas, a fugit în Occident. Atât s-a mulțumit cu depunerea dintreaptă, care este un fel de... Sau am avut episcop, mitropolit ca Vasile Lăzărescu, puși în retragere de regimul comunist. Deci nu se poate lua o hotărâre, o hotărâre este definitivă. Fie că e vorba de catericirea unui preot, fie că e vorba de catericirea unui ierarh, e un gest care pe omul ăla lupe. Lăsați-mă pentru... să mai introduc doi invitați, da, vă rog. Și reluăm, pentru că avem foarte mult timp de discutat toată această problemă. Îl salutăm pe Casian Stroie. Doamne ajută! Sunt Româna, bună Părinte, seara. Bine ați venit! Bine v-am găsit. Și avem o legătură directă la colegul nostru, Luis Lazarus. Luis, dacă ne auzi, ne vezi, bun găsit! Vă aud și vă văd, bună seara! Bună seara! Băi, stăteam și mă uitam la ce, pe ce scaun te-ai așezat, zici că ești Nea Gigi la palat. Îți urăm sănătate multă! Ce să fac? Stau aici la doi pași de Nea Gigi. La Nea Gigi, așa. Te contaminează, probabil. Da, dar el nu-și a luat piciorul ca tine. Salut, Luis Lazarus, imediat îți voi da și ție cuvântul. Doamna Lazarus, hai să începem cu începutul, pentru că a apărut tot acest scandal cu Părintele Pomohaci. După aceea, imediat a apărut scandal cu Episcopul de Huș. O să le luăm pe căprării ca să știm foarte exact. Da? S-au spus multe și versi și uscate la televizor, au apărut tot felul de oameni care au dat ei testimoniale, dar cu spatele, că mamă ce-ar fi făcut X sau Y. Până la urmă, s-a mișcat lanțurile astăzi, da? Cei de la Alba Iulia, consistoriul de la Alba Iulia, l-a caterisit pe Părintele Pomohaci. Întrebarea mea este următoarea și nu știu dacă e o întrebare de bun simț sau nu, categorisiți-o dumneavoastră. Avem una bucată film cu Episcopul de Huș, o probă indubitabilă, audio-video. Episcopul de Huș este filmat făcând sex cu un seminarist. S-a întâmplat în 2007, este adevărat. După ce, în prealabil, fără să aibă pregătire medicală, îi făcea și niște injecții. Că și asta e o fațetă a problemei. La Părintele Pomohaci au existat doar niște declarații, niște registrări telefonice, care pot fi sau nu pot fi adevărate, că de prezumția de nevinovăție n-a mai vorbit nimeni în România. Pe Pomohaci l-au caterisit, la Episcopul de Huș... Stai că să vedem... Nu înțelegeți că sinodul și sinodul se întrunește abia în august. Nu se poate întruni. Sinodul are 4 sesiuni anuale. Câte anotimpuri sunt. Există un moment în care sinodul poate fi convocat la urgență? Sinodul permanent. Dar nu poate un sinod permanent să caterisească. Asta numai sinodul integral. Am întrebat-o pe doamna psiholog. Ce putem să înțelegem noi din toată această chestie? Mentalul colectiv, ce înțelege din toată această poveste? Depinde cum privim această problemă complexă, pentru că perspectivele din care putem privi și judeca sunt variate. În primul rând vreau să vă spun că ați spus la început că Biserica Ortodoxă trece prin această criză. Nu, și Biserica Catolică trece. Nu este vorba numai de Biserica Catolică. Deci să lămurim, nu este exclusiv. Acum o lună primată o Biserica Ortodoxă din Bulgaria și cea din Serbia. Că și acolo sunt vreo doi episcopi filmați la niște orgii gay, da?
Noi vorbim de Iroștică. Numai o secundă, doamnă, îmi cer scuze. Colega, fără doar și poate, au pândit mulți orice posibilitate de a trimite obuze în clădirea neamului românesc. Dacă nu era vâlvătaia asta teribilă de pedofilie și homosexualitate la Vatican, de 100 de ori mai mare, eu cred că atacul era necruțător la Biserica Română. Dar, cum Biserica Română are, să zic așa, un grăunte față de scandalul de acolo, nu le-a prea ieșit torpilor. Da, dacă privim din punct de vedere strict al acestor persoane, individual, vorbim despre niște oameni, au voie să greșească, este omenește să greșești. Dacă vorbim din perspectiva a meseriei pe care și-au ales-o, este cu totul altceva, pentru că influența pe care ei o au asupra oamenilor este imensă. În prezent, cred că preponderent, românii cred în biserică. Și cu astfel de exemple încep să nu mai creadă și se divid. Unii încep să aibă îndoieli, unii încep să se retragă și să respingă și alții încă îl susțin sau îi susțin pe acești domni. Asemenea cazuri nu s-au întâmplat doar acum, dacă au fost din 2007. Deci au întrecut, tot timpul au fost. Nu au fost atât de mediatizate, nu au fost atât de privite și... Poate așa cum spune domnul Condurățeanu, este și un interes, pentru că acum au explodat. Deodată, așa. Deodată. A trebuit să luăm și din optica asta acum, da? El există. De ce tocmai acum și de ce tocmai acești doi oameni? Putem să ne punem această întrebare. Părintele Casian Stroie mi-a spus săptămâna asta, când ați intrat prin telefon, da? Mi-a spus că a slujit la 14 mănăstiri, nu? Am fost călugări, sunt, mai întâi să mă prezint, sunt părintele Casian Stroie, de metanie mănăstirească Trea Neamț. Am 17 ani practic de stat în mănăstire, viețuiți în mănăstire, am fost pe la vreo 10 mănăstiri. Așa ceva n-am auzit. N-ați auzit de astfel de relații? S-au auzit zvonuri aici și acolo, dar ce s-a auzit acum și ce s-a filmat, dar ce zvonuri s-au auzit, părinte, în mănăstirile din România? Aș vrea să revin la termenul de biserică ca să înțelegem de unde e rădăcina, ca să înțelegem și ce înseamnă biserica și ce înseamnă oamenii ei. Și ce înseamnă anumiți oameni care greșesc în biserică. Părinte, până anumiți oameni care greșesc, spuneți-mi, vă rog să-mi răspundeți la ce v-am întrebat deocamdată și după aceea vă las, că avem tot timpul din lume. Ce zvonuri ați auzit prin mănăstiri? Deci, păcatele bisericii, eu am venit notate cu ele, ca să înțelege niște lucruri, uitați care sunt. Păcatele monahismului și al bisericii nu sunt cele care se propagă acum. Ăsta este un accident. Păcatele bisericii sunt că nu sunt angajați cei care, cu care de muncă cei care lucrează în biserică și în mănăstiri. Muncă foarte mult în mănăstiri, în comparație cu celelalte țări ortodoxe. Nu se dă drumul pentru grijirea sănătății la monași și monahii. Pile și relații se fac preot și episcop, pile și relații și anumite onorarii. Nu se face școală monahală pentru monahi, nu se face școală monahală, nu se face seminar monahal după revoluție. Au fost, dar pentru părinte seminar monahal. Nu se pune accentul pe viața bună, ci pe studii, pe viața monahicească, ci acum doar pe studii și vedeți ce se întâmplă, cei care n-au morală, ce se întâmplă doar cu studiile. Nu sunt bolnițe în mănăstiri. Odată ce te-ai îmbolnăvit, ești trimis acasă pe banii tăi, pe cheltuiala ta și pe viață pierdută pe mănăstiri și o viață ajungi la 80 de ani în lume, cum s-a întâmplat marci de la Bărate și la alte mănăstiri, și nu sunt promovați călugării prin hirotonie. De la Revoluție încoace am mai văzut călugări hirotoniți. După 40 de comunism, acestea sunt rezultate ateismului prin mănăstiri și prin țară. Asta am venit. Adică n-ar trebui să mă mai mire de faptul că s-au auzit zvonuri, nu despre care vorbea și dumneavoastră. Iertați-mă, părinte, pot să-l întreb și eu ceva pe părintele Casian? Sigur, da. Spuneți că ați trecut prin 10 mănăstiri până acum, nu? Deci de la...
N-aș de călugării Ioane Chibala, cel mai mare scriitor de cărți, și duhovnul mi-a fost și părintele Cleo Paelie. Știu când era părintele Victorin Ioanele, stareț, am avocat și hăstria de la început. De altfel... Foarte bun. Cam bun gospodar. Păi e cam mult, că sunteți cam tânăr să fi trecut până 10 mănăstiri. De ce? Dar Sfântul Ioan Casian, prin câte mănăstiri a trecut? Poftiți? Patronul meu, Sfântul Ioan Casian, prin câte mănăstiri a trecut? N-a trecut până prea multe. S-a dus la Marsilia. S-a dus la Marsilia și a călătorit pe la Egipt, prin Israel, prin toate mănăstiri și după aia, după aia a scris starea cu vorbiri. Nu, nu, a avut cu vorbiri. Păi dacă un călugăr până 10 mănăstiri din țară, că nu v-ați dus la... Faceți dumneavoastră 3 ani de mănăstiri și mă stăm de vorbă. Trei ani de mănăstire să facem. Vreau să vă pun o întrebare. Vă rog, acum toată lumea vreau să despre. Vă rog. Nu, a menționat că... mai mult voi ajut decât călugări părintele. Da, păi aici vreau sunt să vă zvonurile. Ce dacă, zvonuri? Dacă n-ar fi fost zvonuri și ar fi fost într-adevăr niște fapte pe care le-ați fi auzit, le-ați fi mărturisit, ați fi vorbit despre ele acum? Sigur, dar eu am spus deschis viața mea și toate astea. Nu a dumneavoastră, a zvonurilor care le-ați auzit, dacă s-ar fi confirmat. Ați fi venit aici, ați fi spus despre ele, ați fi povestit? Depinde de caz și caz. Eu trebuie să spun la duhovnicul meu, dacă îmi dă voie duhovnicul. Și dacă nu vă dă voie. Dacă nu vă dă voie duhovnicul, ascultă duhovnicul. Dar nu trebuie să recunoaște. Până la călcare poruncilor Dumnezeu a Domnului. Este posibil ca dumneavoastră să știți ceva în acest moment și duhovnicul să vă fi interzis să spuneți? Nu mi-a interzis duhovnicul nimic. Deci puteți să spun... la ceea ce... Dar s-au auzit zvonuri că în anumite mănăstiri, de la caz la caz, s-a mai întâmplat derapaje de astea. Păi, dar bineînțeles, călugărița care s-a căsătorit și are doi copii, dar nu zice nimeni, nu zice nimeni de atâtea fete care merg de acasă și fac 10 copii și prin Spania și...